Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi am de gând să vă arăt cuplurile mele preferate din cărți, altă ediție. Dacă mi-ați urmărit canalul sau ați uitat videoclipurile vechi sau sunteți de ceva timp aici, am făcut acum mai mulți ani un videoclip de Valentine's Day în care vorbeam despre cuplurile mele preferate din cărțile pe care le-am citit până atunci. Și cum vara asta am citit câteva cărți de dragoste și am realizat și în ultimul timp că ăsta este unul dintre genurile mele preferate, am decis să fac o versiune updated a acelei liste cu alte cuplurile care mi-au plăcut din cărțile pe care le-am citit în ultimul timp și în ultimii ani. Nu sunt foarte multe, este o listă destul de vastă, la unele nu mă așteptam, doar că, sincer, asta este pur și simplu magia cărților, să găsești ceva ce îmi place în orice carte pe care o citesc, indiferent de gen și indiferent de cât de unexpected ar fi. Așa că, fără alte întoceri, pur și simplu, haideți să vă arăt câteva cupluri care mi-au plăcut mie din cărți. Primul cuplu pe care am de gând să vi-l arăt este unul din literatura iluministă engleză și acel cuplu este cel dintre Tom Jones și Sofia din romanul Tom Jones de Henry Fielding. Asta este unul dintre cuplurile unexpected despre care vă ziceam, doar că am citit romanul ăsta anul trecut pentru literatura engleză și este unul dintre romanele mele preferate pe anul ăsta și a fost foarte fan și în primul rând a fost fan din cauza poveștii de dragoste din el. Pur și simplu, Sofia și Tom Jones sunt ambii două caractere foarte puternice care luptă pentru ceea ce vor și mi s-a părut foarte, foarte funny dinamica lor și pur și simplu să văd relația dintre ei crescând, cu toate că a fost destul de interzisă, mereu ador o poveste de dragoste care este interzisă și pur și simplu persoanele care sunt implicate în ea încearcă să fugă de lucrurile care le interzic iubirea și să încerce să fie împreună și asta a fost romanul ăsta și mi-a plăcut extrem de tare și a fost atât de fun tot, pur și simplu chasing-ul lor și tot restul de situație, am râs pur și simplu copios la foarte multe scene. Îmi place foarte mult când unul din copii se revoltă împotriva părintelui care este împotriva relației și asta am văzut aici și am văzut-o într-o scenă pur și simplu superbă și foarte fain făcută și foarte amuzantă și pur și simplu am adorat pe Sofia și pe Tom Jones și au fost unul dintre cuplurile despre care mi-a plăcut foarte mult să citesc și I had a lot of fun reading about them. Următorul cuplu este Hannah și Nick din Gemina, al doilea volum din trilogia The Illuminae Files și ăsta este unul dintre cuplurile mele preferate of all time, sincer, pentru că pur și simplu energia lor și modul în care se potrivesc îmi place enorm. Ăsta este un alt trop, doar că aici este tropul acela de băiatul o place pe fată și fata îi dă într-una cu flit. Este un alt trop care îmi place enorm de tare și l-am văzut foarte mult în cartea asta, doar că mi-a plăcut foarte mult cum autorii au făcut trecerea asta de la Nick chasing Hannah la modul în care ambii se ajută și ambii sunt într-un fel obligați să fie unul cu celălalt. Nu ca un cuplu, dar ca alianță. Și de asemenea mi s-a părut foarte interesant cum relația lor teoretic n-a fost atât de mult fizică în volumul ăsta și nu s-a pus atât de mult accentul pe ei ca un cuplu, doar că totuși am putut să vedem acele flăcări și mai ales momentele când s-au întâlnit au fost super. Și de asemenea îmi place foarte mult Nick în această combinație pentru că îmi place foarte mult când băiatul sau una dintre persoanele din relație este puțin mai cheesy și se tot dă așa la persoana pe care o place, doar că niciodată nu o face atât de evident sau dacă o face evident o face într-un mod funny care să nu fie cringe și mi-a plăcut foarte mult dar romanul ăsta că cu toate că Nick era all over Hannah's ass, niciodată n-a fost cringe și mereu a fost funny și cute și asta este un mare plus pentru relația lor. Pe următorul cuplu l-am menționat destul de mult în videoclipurile mele și aceia sunt Marianne și Connell din Oameni Normali. Povestea asta de dragoste îmi place foarte mult pentru că este o poveste reală. Am tot spus lucrul ăsta în videoclipuri. Faptul că îmi place foarte mult realitatea poveștii de dragoste dintre Marianne și Connell, doar că asta este și motivul pentru care au ajuns pe lista cuplurilor mele preferate. Pentru că rar citesc o carte în care să arate iubirea atât de normal și atât de real și pur și simplu Marianne și Connell efectiv a fost ca personaje creat să reprezinte niște oameni normali care trec prin anumite stadii și care se dezvoltă împreună, dar și separat. Și de asemenea îmi place că romanul ăsta aduce un alt trop care îmi place mult și pe care nu l-am văzut dezvoltat în cărți, cele este relația secretă, pentru că Marianne și Connell au o relație secretă și atunci mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut mult să văd cum acest lucru a fost dezvoltat de-a lungul romanului și pur și simplu cum au arătat acest tip de relație și cu bune și cu rele și au arătat-o în toată complexitatea ei. Mi-a plăcut foarte mult că romanul ăsta nu a încercat să fie ceva foarte sweet și foarte lovey-dovey cum o să fie câteva cărți
pe care am de gând să vi le arăt după. Doar că pur și simplu romanul ăsta a vrut să ofere o imagine realistă a iubirii și să arate tot, de la bun la rău, falling out-urile, falling in-urile, greutățile, pur și simplu toate aceste lucruri le-a arătat romanul ăsta și de-aia este una dintre cele mai autentice povești de dragoste pe care le-am citit, iar Marian și Colin sunt pur și simplu unul dintre cuplurile mele preferate, pentru că pur și simplu arată viața reală și o relație normală. Pur și simplu asta arată ei în ochii mei. Următorul cuplu este altul din literatura iluministă engleză și aceia sunt Betsy Todless și Truard din romanul omonim Betsy Todless de Eliza Haywood. Asta este altul roman pe care l-am citit pentru facultate și care mi-a plăcut enorm și mi s-a părut foarte interesant dar romanul ăsta pentru că este efectiv un roman din vremea aia și în vremea aia fetele trebuiau să aleagă un soț și nu trebuia să le aleagă neapărat pe iubire și normal că ele cunoșteau diferiți bărbați, dar unul dintre ei trebuia să aleagă să fie soțul lor. Și mi-a plăcut foarte mult la Betsy, că Betsy pur și simplu nu aprecia pe nimeni și nu dorea pe nimeni și nu voia o căsătorie forțată și era total contra acestui lucru. Și ce mai mult la relația dintre ea și Truard, mi-a plăcut faptul că la început când s-au cunoscut, Betsy nu l-a vrut pentru gen, nu știu, 70% din roman, pur și simplu, nu că îl disprețuia, doar că pur și simplu îl ținea foarte departe de ea și nu îi răspundea la niciun avans. Și apoi s-a întâmplat ceva în roman și pur și simplu totul s-a schimbat. Și cu toate că nu apucăm să vedem atât de mult din ceea ce a fost între ei și suntem lăsați mai mult să ne imaginăm noi, mi-a plăcut pur și simplu foarte mult evoluția relațiilor și modul în care au fost arătate sentimentele. Atât sentimentele lui Truard, cât și sentimentele lui Betsy, cartea fiind din perspectiva ei. Și pur și simplu mi-a plăcut să văd dinamica sentimentelor lui Betsy și să o văd atât respingând orice idee de dragoste forțată și orice idee de Truard, dar și într-un fel începând să aibă sentimente pentru el și începând să-l vadă, puțin cam spoilerii, doar că, oricum, de ce citiți romanul e clar, pur și simplu toate aceste tropuri diferite în roman îmi plac și asta îmi place foarte mult la romanul de dragoste, de faptul că ai un field mare și poți să folosești orice romantic trope dorești și sunt o grămadă de romantic trope-uri care sunt atât de fun și ăsta dintre Betsy și Truard a fost fun, a fost fun să citesc povestea de dragoste, cu toate că a fost trist, la unele momente a fost fun. Următoarea poveste de dragoste nu a fost chiar atât de mult dezvoltată, doar că mi-a plăcut ca idee și am de gând să o menționez, și aceea este povestea de dragoste dintre Citra și Rowan din Sight de Neil Schusterman, toată trilogia Arc of Sight de fapt. Mi-a plăcut foarte mult povestea de dragoste pentru că nu a fost ceva atât de mare și nu a fost atât de dezvoltată, nu s-a pus atât de mult accentul pe ea, dar totuși a reușit să o simți. Mi-a plăcut foarte mult faptul că între Citra și Rowan au fost sentimente adevărate și din nou a fost poveste de dragoste care a început cu Citra nu prea dorindu-l pe Rowan în jurul ei, doar că ajungând totuși să se atașeze unul de celălalt și mi-a plăcut la romanul ăsta faptul că atașamentul dintre ei doi nu a fost unul care a fost foarte mult dezvoltat. S-a dezvoltat odată cu povestea, fără să reflectezi foarte mult asupra lui. Și asta mi s-a părut foarte interesant, nu sunt foarte multe lucruri de spus despre ei, dar că pur și simplu au fost drăguți și cei mai multe momente tandre și drăguțe dintre ei doi au fost în volumul al treilea, deci ar trebui să țin pe la mână, doar că pur și simplu relația dintre ei doi a fost drăguță și mi-aș fi dorit să văd puțin mai mult development, doar că mă bucur totuși că am reușit să prindem și măcar un glimpse din toată chestia asta. Următoarea poveste de dragoste este cea dintre Claudine și Jeremiah din Breathless de Jennifer Niven, pentru care am și o recenzie care acum este pe canal, am reușit în sfârșit să o postez. Breathless este cel mai nou roman al lui Jennifer Niven și aduce o poveste de dragoste care este foarte, foarte drăguță și care pur și simplu nu încearcă să fie mai mult decât ceea ce e și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult undertone-ul acestei povești de dragoste și faptul că această poveste de dragoste unește doi oameni care ambii au traume aproape asemănătoare și într-un fel prin aceste traume reușesc să se cunoască unul pe celălalt și reușesc să conviețuiască și de asemenea am plăcut foarte mult tropul ăsta de summer love și că a fost ceva adolescentin și n-a încercat să pară mai mult decât ceea ce este și că ambele personaje au fost conștiente de pur și simplu situația în care intră și tot ce s-ar putea întâmpla din cauza ei și pur și simplu l-a văzut să văd cum evoluează povestea dintre ei doi. Din nou un alt trop în care fata nu prea îl bagă în seamă pe băiat și apoi realizează că s-ar putea să fie ceva. De asemenea mi-a plăcut dinamica lor extrem de mult și mi-a plăcut cum s-au ajutat unul pe celălalt și cum pur și simplu au rămas
rămas unul cu altul în ciuda tuturor lucrurilor care au fost între ei. De asemenea, ce mi-a mai plăcut la romanul ăsta și la povestea de dragoste a fost faptul că n-a fost atât de multă dramă. De obicei, când citesc o carte de dragoste și o poveste de dragoste, mă aștept deja ca la început să fie bine, apoi să fie ceva turning point în care ei doi se despart și pentru câteva capitole va fi trist și ambii vor fi triști și se vor ignora și apoi unii dintre ei se va întoarce. N-a fost chiar așa aici. Au fost câteva momente, doar că nu a fost atât de mari și ceea ce mi-a plăcut la romanul ăsta au fost momentele de împăcare, pentru că mi se pare că da, momentul de despărțire e important cum îți scrii, dar nu am văzut niciun moment de împăcare care pur și simplu să se imprime în mintea mea și asta mi-a plăcut la romanul ăsta, faptul că a arătat un moment de împăcare care pur și simplu îți rămâne în cap, este o scenă frumoasă, este o scenă ingenioasă și pur și simplu este ceva la care nu te-ai aștepta și este ceva frumos, pentru că oricum ce scrie Jennifer Niva e frumos și pur și simplu aici avem o scenă de împăcare, n-am de gând să o spun, am menționat un videoclipul meu cu recenzia care pur și simplu mi s-a imprimat în minte și probabil o să rămână ca una dintre scenele mele preferate din romanele de dragoste. Și acum ajungem la unul dintre cele mai drăguțe relationship developments pe care eu le-am citit în literatura contemporary YA și aceea este relația dintre Catch și Levi din Fangirl. Deci, pur și simplu am adorat developmentul ăsta, a fost atât de cute și pur și simplu a fost un development normal. Nu a fost nimic grăbit, pur și simplu odată cu acțiunea se dezvolta și relația între Cat și Levi și din nou a fost dropul ăla în care Cat încerca să lase pe Levi în pace și Levi tot se apropia de ea, doar că nici Levi nu încerca atât de tare, nu era de try hard și pur și simplu cumva au reușit să ajungă unul cu celălalt și mi-a plăcut foarte mult faptul că cu toate că nu au avut atât de multe lucruri în comun, pur și simplu s-au potrivit, mi-a plăcut vibe-ul lor enorm și pur și simplu a fost atât de drăguț fă cum li se dezvoltă relația și ceea ce mi-a plăcut și mai mult în cartea asta a fost tropul de prieteni către iubiți, friends to lovers, pentru că nu citesc foarte multe cărți de dragoste în care personajul principal și iubitul sau iubita lui se început prieteni și apoi din prieteni se dezvoltă în iubiți, doar că pur și simplu romanul ăsta gave me everything. I-am avut pe Cat și pe Levi ca necunoscuți, după am avut, începând să se împrietenească și după am avut trecând la iubiți. A avut pur și simplu un parcurs normal și foarte, foarte frumos dezvoltat. Și azi mi-a plăcut enorm la Fangirl și dacă n-ați citit până acum Fangirl, chiar vă recomand. Este pur și simplu un coming of age story superb. Și despre first love, despre primul an de facultate, despre cum este mulți de acasă, despre prieteni, despre atât de multe lucruri. Este foarte, foarte drăguț și foarte relaxant și funny. Și Levi este unul dintre personajele mele preferate masculine din literatură și este foarte amuzant. Și pentru mine he stole the show, nu chiar sincer. Doar că revenind la povestea lor de dragoste, mi s-a părut extrem de drăguță și mi-a plăcut foarte mult cum Levi era de interesat de Cat și voia să afle de multe lucruri despre ea și de asemenea Cat cum l-a ajutat pe Levi și cu toate că încerca să stea departe de el, nu reușea, pentru că Levi era într-un fel all up in her business și prea o lăsa și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult dinamica dintre ei doi și pur și simplu faptul că totul a fost de natural, cum din necunoscuți au ajuns prieteni din prieteni iubiți. Pur și simplu a fost foarte, foarte fain. Și ultima poveste de dragoste pe care o am este de la o autoare pe care am mai menționat o dată în videoclip și aceea este din nou Jennifer Niven cu povestea de dragoste între Tate și Violet. Asta este unul dintre povestea de dragoste care m-a marcat foarte mult din literatură și una care este tristă, doar că una care în substratul ei are o poveste foarte, foarte frumoasă și un meaning foarte frumos. Sincer, cum am citit cartea când eram destul de mic, n-am putut să o cuprind atât de bine fiind mic și când eram mic nu citeam cum citim acum. Și atunci n-am putut să prind atât de bine tot, doar că a citit-o mama și după am avut o discuție cu ea și am realizat anumite lucruri și mi se pare foarte frumos că cel mai frumos aspect din relația lui Tate și Violet pur și simplu a fost faptul că Tate a învățat-o pe Violet cum să treacă peste trauma ei prin iubirea pe care i-a oferit-o și cum pur și simplu să fie ok. Și asta vedem și la finalul romanului. Violet nu mai este aceeași persoană care este la început și s-a dezvoltat și a învățat anumite lucruri și pur și simplu asta este aspectul meu preferat al relațiilor. Faptul că pur și simplu Tate a învățat-o pe Violet cum să trăiască în momentul în care ea nu-și mai dorea să trăiască și nu-și mai dorea să-și revină din starea în care e. El pur și simplu a scos-o de acolo și i-a arătat lumea reală. Și asta este unul dintre cele mai frumoase și cele mai triste aspecte ale romanului. De asemenea, dacă îți vorbim de lucrurile lovey-dovey din carte, mi-a plăcut enorm excursiile lor și tot acest trop cu proiectul pentru care i-a apropiat mai mult. O să spui să-i drag, este foarte frumos, doar că foarte trist, evident. Acestea au fost cuplurile mele
preferate, partea a doua. Sper că v-a plăcut. Aș vrea să vedeți în comentarii care sunt cuplurile voastre preferate din literatură. Vă abonați la canalul meu, să-i dați share, să-mi dați follow pe Instagram pentru mai multe update-uri, să verificați link-urile din descriere. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare duminică. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!